Frecvența gustului. La Europa FM Bună seara, și bine v-am găsit într-o seară de vineri, pe frecvența gustului. Avem astăzi un invitat surpriză și o provocare, veți vedea. Alături de noi este matinalul, Vlad Petranu. Da, surpriză, la ora asta. La ora asta, da, iată, ți-am ți stricat, ți stricat ritmul și surpriza era, de fapt, pentru mine astăzi vreau să dezbatem sau să vorbim sau să ne bucurăm de meniul de Paște, culmea cu o persoană care <laughs> spune tu, <laughs> spune tu că nu vreau să spun eu. Eu nu înțeleg conceptul de meniu de Paște, adică eu de Paște mănânc ce mănânc de obicei pentru că nu mănânc ce se mănâncă de obicei de Paște, adică friptură de miel, Drop de miel? Drop, Stufat de miel? ah ciorbă leu, de nu, miel? Stufat. Aoleu, <laughs> nu. Deci stufatul și ciorbă, le, că le-ai luat în sensul crescând crescendo păi așa. Păi nu, dar ăsta e meniu de paște. Da. Nu, o fierte tari. Nu, așa? Cozonac. Nu, nu, cozonac, Pasta. nu că nu mănânc dulce în general pască așa, uneori câte un pic, dar numai de politețe. Deci vorbesc mă dați seama, deci nu vorbesc deci ce invitat am eu în seara asta. Asta este Ia. soarta, îmi pare rău. Nu, îmi place foarte mult pentru că întotdeauna rolul meu este unul delicat și acum eu am jumătate de oră în care să-l convertesc, să-l aduc pe calea cea bună pe Vlad Petreanu. Păi nu mă opun. Adică nu așa. sunt, nu că îmi fac rău sau ceva. Nu mă dau da. un vânt după... Mănânc cotlete de miel la grătar după alea, cu cuțațichi, dacă se poate <laughs> adică practic e orcu castravete și usturoi și mărar sau mentă, asta da, mă dau un vând după asta. Cred că e singura parte a mielului pe care o mănânc cu pacare. ce ai, dragul meu, cu drobul? Stai că acum trebuie să fac eu <laughs> acum să laud pentru uh -huh. că este așa un este așa un produs dietetic și valoros din punct de vedere nutritiv care organele pe care noi românii încă le consumăm, În unele țări da. nici măcar nu se mănâncă ficat, rinichi, mm -hmm. pipoțele, ei nu. Ei... Eu sunt din țările alea în care nu prea mănânc ficat. Deși fac crostinii toscani cu ficățel de pui, da, asta mai mănânc, dar băi, poate că nu mănânc organe pentru că pe și Ceaușescu, pe care eu am prins o când era o foame cumplită, o foame de eu cumplită. Și am prins-o, vezi da. că am rămas cu amintiri diferite. Ia, să Tata că gătea că, că nu aveai încotro, o cumpărai ce găseai la macelărie și se mai găsea o organe, știi? Și mm -hmm. mai venea acasă și făcea, hai să facem un ficat de porc sau ceva de că, eh, Sigur, era, se mânca, nu aveai încotro, trebuia să bănești că, păi, stă, altceva da, nu era. Stai, că... la... Dar nu mă Atunci, dădeam, nu se dădea nimeni. vremea comunismului, pe... știi, aveam vorba aia cu nicio masă fără pește care era corectă nutrițional, apropo de recomandări. Da, Ficatul era... Nici cu peștele ce... nu mă... <laughs> nu de, nu, că nu, că deci peste... de florii. nu? <laughs> da. Pește uh, de apă dulce, practic nu, mai puțin păstrăv. Băi, mă, deci le mănânc, stai puțin, dar am nu înțeles, mă dau în după ele. Adică da. dacă nu am încotro, mănânc și crap și ce -o fie la acolo, și alău spune și astea. spune că ești, ești pe sistemul nicio o pasăre nu-i ca porcul? Uh, yeah. acum no, dacă no. mă gândesc dacă mă gândesc îmi dau seama că mănânc din ce în ce mai rar carne mm -hmm. nu mai știu de exemplu de când n-am mai mâncat o friptură de vită pur și simplu nu mai cred că sunt luni de zile de când n-am mai mâncat o friptură de vită că nu s-a întâmplat și dacă mănânc o tăietură de vită prefer să o să iau o tăietură de, cali, de calitate de care să mă ocup eu aproape sărbătorește așa e și foarte scumpă sau să fac o tocană slow cooking pe care să o țin ore întregi la cuptor la temperatură joasă, sau o ciorbă de coz de vită, da, asta fac. Dar vită rar. Dar cum ai și dar cum un... scăpat de tradițiile astea în familie? Pentru că suntem construiți de-a lungul timpului. Pe anumite preparate culinare, se respectă, facem cumpărături, gătim, ne pregătim pentru, iată, Paște, pentru Crăciun și atunci e greu ca și copil să te împotrivești unor astfel de obiceiuri. Bun, acum, ca să fiu cinstit, eu nu am crescut într-o familie foarte religioasă, știi? Mm -hmm. Și atunci sărbătorile de Paște erau ok pentru că era o sărbătoare Cum era pentru la voi în toată lumea. Cum? Era o zi în care se mânca miel, cine putea să mănânce miel. Mm -hmm. Tata gătea și făcea stufat de miel, se cheamă, da, nu? Miel da, da. la cuptor cu... Cozi cu, cu, ceapă verde și usturoi verde. A, așa, ceapă verde și usturoi verde Ai, și nu e de plăcea, Da, nu suportam gustul. Îl cum mâncam că n-aveam încotro, știi? Adică Aha. mâncam asta, ea mânca și să nu-l supăr pe tata care gătea, okay. dar nu la eram... <coughs> cum sunt cu sarmalele, de exemplu, pe care mă dau un vânt, literalmente, știi? Deci la tine de paște o să se mănânce sarmale. Dacă face soacra sarmale, da. Și dacă nu sunt de miel, da. Ai că de, de exemplu... sarmale de miel n-am auzit. Acum da, e o seri... noutate ce îți spui. Nu n am găsit sarmale de toate felurile. Da. așa că uh, Cozonac nu cocea nimeni. Că mama se plângea întotdeauna de cuptor. A, și dacă era chiar problema de cuptorului... Deci printr-o lipsă. <laughs> da. okay. Și cam asta. olele reci pe care când le cojești au urme de vopsea pe ele... Aha nu mă încântă. <laughs> o, doamne, și cu ciorba ce ai? Stai, că și de ciorbă. Da, la ciorba ai strâmba din nas. Uite, acum, poate că e ceva. Există o ciorbă de oaie turcească, care se cheamă Kelepacea. Oh. Și în care este o ciorbă de oaie, de cap de oaie, de fapt, și de oase. Îmi plouă în gură numai că mă gândesc la ea, Um, o găsești prin anumite părți din, în Turcia Este, cum spuneam, extraordinar de grasă Super savuroasă Foarte gustoasă În care mai găsești și ochiul caprei uh, Ochiul oi din ne? când în când Și poate pe ăla mănânci, poate nu l mănânci Dar asta, da... Mănânc. Dar supa de miel, aia de miel care este așa cam... Apa chioară. Da, domnule. Cu da, adică măcar dacă facem o treabă cu o ciorbă, să fie o ciorbă de afumătură fumătură cu cartofi. Deci vreo care să dea gust ne, ne, să fie o consistență <ră> da, acolo, da, să da. fie un chowder. Mă dau un pe chowder, îmi place chowder, știi, care este o supă îngroșată cu ceva făinos, da, cu un pic de Lasă-mă că am avut eu la un moment dat o astfel de experiență. Ciorbă de burtă. Apropo de ciorbă de două Dovlecei, care, în capul meu, exact cum spuneai și după rețeta mamei mele din, de aici, din Muntenia, era o ciorbă de legume da. și am mâncat un variant ardelenească, dreasă, cu smântână Așa. și afumătură și mi-a reconfigurat cu totul da, exact. noțiunea de ciorbă de doblecei. Doamne, Dumnezeu! Soția mea, Ione, care ea face ciorbele cele mai bune la noi în casă, face primăvara ciorbă de lobodă, care e foarte bună. Dar eu îi spuneai să pune și niște cârnăciori dar, trebuie, știi? Să rumeni niște cârnăciori. Nu, n-ai cum, nu poți să pui în ciorbă de lobă, nu pui. Hai, încercă să, punem niște cârnăciori, știi? Dacă punem cârnăciori, s-ar putea să iasă mai bună. Super. Și e adevărat, da? Deci când apare un Băi, de... da. Da. da, Dar da. recomand în ciorbă de lobă, dar niște <laughs> cârnăciori oltenesc. Cel mult ca nu, dar cărnăciul oltenesc e cel mai bun. Tăiată, ca și așa, da, foarte, exact. Da. Rondele, rumenit un pic da, și da, da, pus în și îmi mm, iau două gust de afumătură așa, și un pic picant, e foarte bun. Eu să știi că mă întorc la meniul de Paște, da. obiectivul meu în seara asta este ceva să te ispitească și într-adevăr aici îți dau dreptate. La capitolul o fiertare, ai dreptate, e cel mai greu de digerat, adică dacă ar fi să... Subios. să fie prietenos cu organismul nostru și să avem beneficiile maxime, ar trebui să fie cleios. Adică Bun, albușul perfect coagulat, da? că și aici există mitul că, vai de mine, albuș, să mâncăm o... Sunt persoane care înghit un ou crud. Nu, nu, nu. Albușul este absolut indigest pentru noi oamenii. Okay. Se dă în intoxicații și în otrăviri, pentru că blochează complet mucoasa stomacului și a intestinului nu se mai poate absorbi nimic. Uhum. Deci albușul necoagulat nu ne face bine. În schimb, Galbenoșul cleios este cel mai ușor de digera și nu mm -hmm. cade greu la bilă. Mm -hmm. Deci în schimb, sunt și persoane, iată, atunci când vrei să te sature cel mai mult să fie greu de digerat, într-adevăr, trebuie să fie fiertare. Mm -hmm. Și atunci dacă Dar de ești ce? la cură de, de stăbire, adică, e, e, e foarte greu de digerat proteina aceea um, extra coagulată și și, um, și și gălbenușul. Mm -hmm. Adică greu, noi când spunem cuvântul greu, credem că este neapărat conotație negativă. Dar greu poate să fie și, și timp lung. Adică ține de foame. Exact, Cum este. Un nou fier care are doar 80 de calorii are cea mai mare putere sațiogenă, Deci nu există oh, tare. vreun preparat, vreun produs. Nu știu dacă este mit sau adevăr. Am auzit că pe vremea romanilor, un nou fier și un măr, sau mă rog, ceva, era un fruct era. Rația alimentară pentru cei care plecau în, în, în luptă, pentru că e ușor de transportat și extrem de bine ține de foame. Eu știu că armata română mânca foarte multă varză murată. Am Așa cum că imaginez că simți-ai casele romane de la distanță foarte mare, din punctul de să vedere, Poate taberele. Cei care erau statice. Da. da, adică. Știi, poate că eforturile de recunoaștere militară nu erau de dificile din acest punct de vedere, dacă înțelegeți ce vreau să spun. În privința unui fier tare, uite, îl mănânc, după ce evident îl cogesc, <laughs> și să Hemingway. cum se face friptura de leu? Se prinde un leu, se jupaie, deci după ce coșim oul, îl tăiem felii așa, așa. Yeah. și yeah. Yeah. îl punem pe felii de pâine prăjite doar pe parte iei da? două felii de pâine și le pui în prăjitor. Deci, două felii Aha. una peste cealaltă, le pui în prăjitor și pui un tic de misel, da? semisărat, pe care îl găsești Asta. pe partea prăjită, astfel încât atunci când muști, mandibula în partea de jos să pătrundă moale, dar sus să facă Așa. Și pui felițele de ou pe care presari puțină sare, puțin piper și, dacă vrei, muștar, puțin Aha. muștar, sau în loc de muștar, niște dulceață de ardei iute și uh, asta. Iată. Da. În deci mănânc da, o da. și cacofonia ta uh, nutrițională completă că tot avem colesterol la greu. Nou, mai punem și niște undi ca să fie. Asta că Trebuie să, să suporte, complet. trebuie să învățăm cu greu. Să <laughs> <-a fi> <laughs> ne cadă greu. Da, deci nu avem nicio problemă cu oul apropo de uh, vechile recomandări nutriționale care spune atenție la ouă crește colesterolul în sânge, nu. nu. Fumatul, alcoolul și sedentarismul da. crește colesterolul, nu da. oul, Așa că haideți să ne rem cu el. Este esență de nutrienți, mare fană de ou. Eu aș mânca în fiecare zi ouă și dacă nu e Paște, așa mm. că la capitolul ouă, suntem Dar mănânci -mă cum mâncam eu când yeah. eram mic și cum am redescoperit yeah, după ce yeah, am yeah. avut o operație, o intervenție chirurgicală stomatologică și o săptămână am avut tați în gură și n-am putut să mănânc decât chestii moi. Oh. Și atunci mi-am să yeah. aminte de cum îmi dădea maica mea Oul o, făcut așa... cleios moale. Mo, mo, moluț așa. Da, moluț, pe care îl pun într-o ceașcă. Așa, așa și și tai cu lingurița. lingurița da. Și acolo mai adaug niște condimente. Nu prea aveam Mulțumesc. voie să pun chestii mici, dar puneam puțină sare, puțin, puneam puțin muștar și l-amestecam și așa, îl mâncam din ceșcuță, știi? Dar apropo de cacofonie nutrițională... Eu nu pun oul, cum ai spus tu, cunt, ci fac oul moale și îl mănânc nu cu bețișoare de pâine prăjită, ci cu bețișoare de cașcaval. <laughs> Ca să fie și okay. ai grav. Interesant asta. Da, Aha. da, da. da. Deci putem uh -huh. putem face lucrurile delicioase când ne drag de mâncare. Bun, deci la ou suntem remiză. Da. Hai să vedem cu drobul. Eu mă întorc la okay. Pentru, Știi de ce? Pentru că nu trebuie neapărat făcut din organe de oaie. Poate să fie făcut și din organe de, de la porc, iată, putem pune și ficăței de pui, dar vreau să-l să laud să pentru că acel fier, acea vitamina B12, acea vitamina A plus D, știi că acum suntem în moda suplimentelor și toată lumea a înțeles că vai ce ce bună e și vitamina D, ce bun e și fierul și încearcă să le ia din suplimente. În momentul în care mănânci o bucățică de ficat, gata, le uh -huh. ai pe toate, le ai făcute în mod optim de natură, combinate între Am auzit pe cineva care spunea să... că ficatul are toate toxinele în el. E o prostie sau...? Oricum. Mergem pe principiu că organele respective procesează, da, toate toxinele, și rinichii uh -huh. și ficatul, și că pot rămâne urme de toxine, numai că atâta vreme cât ficatul și al nostru și al animalului metabolizează până și mercurul, despre ce toxine vorbim, uh -huh. știi? Adică sunt lucruri care, care sunt prea puțin importante. Toxinele astea, sau mă rog, de mercur, auzim să nu mâncăm pește uh, din cauza riscului de intoxicație de mer cu mercur. E atât de mic riscul ăla că riscăm să avem un dezechilibru nutrițional pentru că eliminăm peștele mm -hmm. din alimentație. Adică e mai important să mâncăm pește decât să-l căutăm, pe, decât să ne fie frică de intoxicația cu mercur. Iar la ficat, e atât de bun și eficient conținutul lui de fier și de vitamine din astea liposolbile care merg bine stau bine în grăsimea respectivă încât și hai să fim serioși nu mâncăm ficat de trei ori pe zi în fiecare zi a anului Și la tigaie cu cribi, și cu strop de coniac atenție când puneți coniacul ca să că nu să nu ia foc da. și cu câteva frunze de salvie, sare și piper Lăsate așa, să fiarbă nițelul sub capac și cu mămăligă proaspătă, da. Absolut, da, îmi place oricând, rețeta. Oricând, ta. Da, da tot mă întorc la drog și zic <laughs> okay, știi bine, că mai drop. multe jumătate din. adică respectivele organe trebuie legate cu multe verdețuri, se gătește la cuptor, e dietetic, deci. Există acest mit că, vai de mine, la masa de sărbători ne îngrășăm. Nu, pentru că la Paște nu avem salată de beof, nu avem lucruri <laughs> foarte grase, drobul e dietetic, Aha. ține Vici, de foame. Cred că am foame. nimerit eu uscat așa la viața mea și nu prea... Cu ce se leagă el? Adică A, îi pui, ce pui? Putea, este, wow, ce pui ca să Este stea? același argument pe care le ai adus și la ciorbă și la... S-ar putea ca... Uh, eu știu, eticheta asta că nu-mi place să fie dintr-o greșeală gospodine, a gospodinei, a bucătăresei. Poate că n-ai mâncat drobul acela neuscat care să aibă mult mărar, să aibă și frunze de ceapă, Măi, de gusturoi știi? Da. și care să fie gustos pe, pe delicios. așa E nu? posibil. Știi da. ce am descoperit eu o, odată cu intervenția mea acum de chirurgicale de care vorbeam? MBS-ul. Mămăliga cu brânză și smântână. Da. Da. Doamne, da. Vezi? Deci toată viața am fost departe de MBS pentru că mi se părea o chestie fără cap și fără coadă. Parcă din resturi uh, se adormă da, în săraci, așa știi, când nu avem nimic de mâncat. Numai așa să-ți umpli burta cu Asta. ceva care nu avea și nici cine știe ce gust. Ca să-mi dau seama, întâmplător și sigur forțat de faptul că nu puteam să mănânc decât chestii de-astea moi, am folosit niște brânzătele mea veche, Aha. sărată și uscată. Dar știi că mă, mă cu brânză și smântână Iartă-mă că te întrerupt. Aici, la noi, în Muntenia, se mănâncă cu brânză dulce. Asta a fost problema! Pentru problemă. că în Banat și în, Toată viața și în Transilvania mâncat... se mănâncă cu brânză sărată. Toată viața da, am da, mâncat toata. MBS cu brânză de vaci, Așa a fost care n-avem niciun da. gust pe cuvântul da? meu de onoare. Și în momentul în care am descoperit că se poate, și cu, că cu, telemea. Se poate cu telemea sărată, mi s-a schimbat viața. Astăzi sau ieri m-am dus acasă ieri m-am dus acasă și mi-am făcut MBS cu brânză sărată pe da, care o iau vezi? de la niște sibieni. Deci da, altă viață Așa, trebuie da. să încerci și drobă făcut cum trebuie. Cum trebuie, da. da. Foarte 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 bun descoperirea de ce pentru că rămânem în niște șabloane. Iată și uh -huh. exact cum spuneai, credem că nu ne place o cu brânză și smântână când de fapt cine a zis că este obligatoriu să fie cu brânză de vaci? Uh, e cu totul al gust uh -huh. e cu totul al gust uh -huh. iar un iubitor de brânzeturi de asta spun laptele este așa un aliment magic și se poate diversifica în știi sute că îmi de fac fac chefir acasă? Oh. chefir ca ocazian am un pet acasă un animăluț Kefirul cauzian el este îl hrănești, legendar îl hrănesc da, cu îl hrănesc lapte îl hrănesc fiecare cultura. zi și o dată la 24 de ore face kefir, care vrânus. este foarte, Uite, e chiar foarte de gustos de animaluță de companie da. ne trebuie iar ne în vremea trebuie. pandemiei am avut uh, maia salvatică Altă. pe care la fel o întrețineam o hrăneam A. în fiecare zi și sigur n-a ieșit pâine cum trebuie niciodată, de am și renunțat dar <laughs> maia -o -a mea deshidratată de pe vremea pandemiei este fărmițată, pusă în vid și sigilată, pusă la cuptor. Uh, pardon, la congelator. La congelator. Da. Da, și aștept da. niște vremuri mai bune când o să mă apuc în care, din nou de făcut pâine. în casă. În, care în care te apuci din nou de cultură. Da. Foarte, foarte bun. Deci tot ce înseamnă fermentat, Uhum. Trebuie să, să ne bucurăm și să le includem în meniu toate aceste alimente fermentate Nimeni nu ne învață, apropo de educație nutrițională, să avem grijă și de acești colocatari din microbiota intestinală Și abia când suntem bolnavi realizăm că ei săracii nu ne mai apără unde... Unde noi nu i-am hrănit, deci mâncarea fermentată, tot ce înseamnă mâncare vie, da, care să nu mai fie sterilizată, conservată, trebuie să trebuie să, o re, să ne re să ne rem cu ea. Am văzut o mulțime de știri în ultimii ani. Sunt studii științifice serioase care demonstrează legătura între uh, sănătatea florei intestinale și varietatea florei intestinale și imunitatea generală, starea generală de sănătate, ba, inclusiv... Um, Psihicul. Da, exact, exact. Da ceea ce deci, mi se pare fascinant și este fascinant că nu ne-am dat seama cum anume, uh, iată o persoană care are o microbiotă afectată ajunge să facă depresie când vreodată ar fi recunoscut medicina că există vreo legătură între dispoziția noastră psihică și intestin uh -huh, hai să fim serioși uh -huh. da, se uh, și mai tot. nou și la capitolul obezitate s-a văzut că cu cât este mai săracă flora intestinală, cu atât crește riscul de obezitate și tot metabolismul uh, este afectat pentru că nu mai procesează cum trebuie nutrienții în sensul rău, adică uh -huh. în sensul în care îi depozitează și îi face grăsime. Deci, uh, intestinul al doilea creier este o revoluție la nivel, uh, la nivel medical, să-l considere așa, cu atât mai mult cu cât nu avem metode de diagnostic și de tratament a, a microbiotei. Uh -huh. Adică nu, nu știm decât cel mult să observăm, mai nu, nu, nu putem interveni. Însă, da, trebuie să le amintim oamenilor să nu mai elimine cu. Uh, nonșalanță carbohidrații din alimentație, că acum e la modă, nu mai mâncăm carbohidrați, că ne îngrașă. Dar amărâtele alea de bacterii din intestin nu mai cu asta se hrănesc. Uh -huh. Și atunci tu mănânci și regim proteic și dietă keto și la nivel intestinal... Uh -huh. Moarte. Da. Deci, care să zic că cine vrea ciupercă de chefir ca ocazie, să se înscrie pe lista de așteptare? <laughs> de așteptare pentru că, de așteptare. că ciuperca asta, ea tot crește, și dacă o hrănești, tot crește, da, da, tot da. crește, și periodic mai dau pe la prieteni. Am dat Acum am început să împart pe la vecini, și toți sunt foarte fericiți. Apropo de mucegăiuri și de alimente fermentate, știu că am misterizat publicul când am făcut afirmația că eu mănânc brânză mucegăită și lucruri expirate iaurtul poate fi mâncat fără nicio problemă și la trei săptămâni după ce a expirat. Știu, am mâncat e, eu de... la o lună după am despre asta. Era super bun. Po da? da? un pic mai mult zvâc avea, dar da? era super asta ok. Super okay. Dacă nu e umflată, e dacă nu țâșnește în momentul și în care te desfaci. dacă fost ținut da, în condiții da. corecte. Iar la brânză, eu pe brânza de burduf nici nu o mănânc proaspătă, iau brânza de burduf în burdufelul acela natural, când e proaspătă n-are niciun gust, este ca brânza ta de vaș da, de la MBS, Și da? o, să fermenteze, și da, o, o las să Și o las în tăvița de la frigider luni de zile, începe să se usuce, să, să apară un pic de mucegai, dar ea se, se învechește, se dezvoltă gustul, și se... Și cu aia știi ce faci? Doamne. Ja, ia, ia! Taci și înghite! Mămăligă știi taci Nu! Nu cred că nu știi nu, taci Că am tăcuși, am da, e tot o chestie ardelenească. Este mămăligă cu brânză de burduf și cu șuncă. Sau slană, dar șuncă, înțelegi? Și ou. Și îți faci o mămăligă mai moale, îți trebuie o formă pe care să poți o dai la cuptor. Un vas de iena, cum se spune. Pui un strat de mămălingă, un strat de brânză de burduf, okay. după care puțină șuncă rumenită, după care încă un strat de mămălingă, încă un strat de brânză de borduf și faci un tort. Wow. Deasupra niște șuncuță și cu lingura... <laughs> Pe toate straturile așa până în... Nu, cu lingura faci un cuib, două, A, trei, așa? patru și spargi un nou, Și dai la cuptor asta. Mămălinga este evident făcută. Cât să se topească brânza înăuntru, să se, rumenească să se încălzească în... șunca să se și se să se facă ouă. Da. Oh. Și de asta se cheamă tașinghite, pentru că nu te poți păi opri -ai din cum. mâncat. Nu cum să mai vorbești în condițiile da, exact, astea, s-a exact. terminat <laughs> cu vorba, n-avem ce să mai povestim. Foarte, foarte bună. Foarte bună. Da. Îmi place, deci vezi că pornind de la ingrediente și tot da. pe rețete, adică atunci când rețeta e bună și combinația mm -hmm. din toate... N-are da. cum să iasă decât ceva bun. Mai zim de drob. Păi nu mai. Deci drob oare pierd vitaminele care trebuie, fie dietetic, merge în cura de slăbire. Stufatul e la fel. Și din nou spun. Dar nu cum vă faci place? să nu-ți mielul ăla? Aici ține de um, istețimea măcelarului. Uh -huh. Și de, sunt sigură, și cum este tranșat, și cum, și cum este ales animalul. Ține de vârstă, ține de cum a fost hrănit. Aici e problema, știi? Deci... Și, go și gospodina trebuie să aibă rețetă și mână uh -huh. bună, dar cred că și cel care cumpără trebuie să știe de unde. Adică, pastrama de oaie la grătar nu mă deranjează. Din potrivă, îmi place Iată, de mor. Vezi, cu mă, mă ligă cu oțui că da, e foarte da. bună. Uh, cotletul de miel, la fel, la grătar, super ok. Da. Stufatul. Dar poate ciorba, nu neapărat de gustul de miel. Pentru trebuie. că, uite, mie îmi place foarte mult stufatul, adică acele. A, nici nu știu să le zic frunze de, de usturoi și de ceapă fierte și cu sos de roșii, care din nou sosul de roșii, apropo de argumente, îmbunătățește absorția fierului și din legume și uh -huh. din verdețuri și din carne, deci tocănița noastră românească cu sos de roșii e de bine din punct de vedere nutritiv, uh -huh. adică uh -huh. e un obicei bun. Însă dacă nu ai carne de miel, că la noi foarte mult timp carne de miel exista doar de Paște, da, nu există e. o cultură da. pentru a consuma uh -huh. carne de miel în tot timpul anului. Mama îmi făcea stufat uh, și cu carne de porc, când nu uh -huh. era miel. Uh -huh. Și este, adică gustul din nou, nu știu dacă este neapărat amprentat de de tipul de carne, cât mai degrabă rețeta trebuie să fie una reușită. Trebuie să mă apuc să studiez. Poate miel în rețete turcești, place, da, o, miel în rețete așa. indiene, asiatice, da, da mănânc. A, deci, iată. Nu mă nebunez după asta. Poate hai că să asta vedem, e, hai să revizuim rețeta un pic la stufat. Cu zona cu e prea dulce. A, și aici am o. Și aici am o... E dulce, dulce, nu pot. Dulce, nu. Dar nu e tot Cozonacul păi, dulce. E dulce. Și, și Dacă un pic... nu e dulce, mai bine mănânci o pâine. Păi, nu. Știi ce am făcut eu cu Cozonacul, apropo ce de reconfigurare, rețetă? Pentru că aveam arsuri de la nucă da. și nu mai eu, toată lumea. Deci, dacă aveți gastrită sau probleme din astea de aciditate okay. esofagită, nu ca dragii mei din Cozonac, dar sură gravă. Da? Deci, nu ca e. Și, a, și acolo nuca amestecată cu cacao și cu zahăr mult Chestiunea aia face cozonacul extrem de consistent Aha. Și o bombă calorică în final da. uh, Și îmi place mai mult cozonacul să simt gustul ăla de cocă bună de, de făină, de nu știu Adică dacă aluatul este unul de calitate Mie îmi place să simt gustul de la cocă Nu gustul de umplutură cu nucă uh -huh. Și am, am pus-o pe mama că ea are o ambiție, spre deosebire de mama ta care avea motiv să nu, la mama este nu, deci vreau eu să fie cozonacul făcut în casă și acum la 80 de ani se chinuie să frământe săraca, că nu mai are forță, dar e ca un fel de amprentă personală, am prieteni care vin în seara de înviere la mine doar ca să mâncăm cozonac cald. Însă ce, ce crezi că umplutură am inventat? Ce umplutură a inventată? und cu zahăr. Und cu zahăr? Da, deci fii atent, se okay. face se întinde foaia de cozonac coca da. și se unge cu un amestec făcut din unt cel mai gras și mai gustos, cu zahăr, se unge așa toată, toată coca și apoi se rulează. Aha. Se taie așa în bastonașe de 3-4 cm și se pune în tavă cu secțiunea respectivă. Deci inventat... Se, uh, se numește uh, am aflat asta, mai rulourile Sinabon. Exact. Dacă pui pe așa, deasupra... da, da, da. Exact. <laughs> asta e Și atunci în, în, tava rotundă se pun as, aceste rulouri, așa, unul lângă altul, da. uh, iar untul ăla cu zahărul se topește și cozonacul crește, este pufos, Aha. Uh -huh un pic dulce, okay. plin de grăsime, ceva delicios. Că aș putea mânca cu iaurt sau cu ceva da, Ceva da, care da, să-i taie care dulceața. Care să să-i un pic, da, exact, da. să facă un contrast. Sau cu vin roșu sec. Iată. Da, da? eventual deci în genul ăsta. Deci putem să reconfigurăm și cozonacul, da. trebuie să găsim o variantă Ar merge să cu un merlot cu puțină asprime. Și uite, acum Ce că Ce părere ai, ai zis? de vin? Stai, stai, până la vin da. vreau neapărat pasca, că e... Că e tradiție de Paște și aici brânza de vaci proaspătă consider că primește un bonus sau mă rog, este, este ingredientul sau condimentul care înobilează uh -huh. cozonacul am văzut-o că tot ai spus de rulourile cu, cu scorțișoară am văzut-o în țările nordice am fost de curând de acum în Finlanda și am descoperit pasca noastră românească făcută sub formă de brioșă Aha. și mi s-a părut delicios pentru că, de fapt, asta e o cocă de cozona care să fie umplută cu brânză și stafide. Uh -huh. Chiar mai interesant mi s-a părut pentru că la pasca noastră mare, în momentul în care pui multă brânză, din nou vorbim de rețetă și de proporții, poate de asta nu ți-a plăcut pasca, care prea multă brânză și poate că mănânc, raportul dintre mănânc, sunt coca ok și face soacra mea o pască bună, A? pe care o mănânc. E o foarte mănânc. greu, știi că la capitolul cozonac mai e cum mai de la capitolul pască e foarte greu să reușești Serios? să se coacă um, S să, nu rămână crudă coca de sub Aha. brânză, pentru că brânza este umedă, este apoasă da, și atunci la cuptor, dacă nu ești îndemânatică ca și gospodină, rămâne, rămâne, crudă. A, să vezi și eu să-i spun, mama Emi, când mai faci următoarea pască, mama Vreau Emi, știu cât și să? Te rog să fă, pentru gata, că mi-e atât de să găsesc pască bună. Gata! Da? Da? da. Hai! Uite, gata, că dacă Am zici că l -am l -am face cea mai bună, dă-mi o mie pe aia care nu o mănânci tu. Da. Okay. Da, da, deci la capitolul pască, spre deosebire de umplutura de nucă cu zahăr din cozonac care aduce calorii multe, iată, mm -hmm. în varianta pască mm -hmm. și cozonacul devine mai dietetic. Deci n-am decât lucruri bune de spus exact cum e tradiția. Românii știu Paștele este fudul, Crăciunul e sătul. A, okay. Deci n-ai din ce să te îngrași de la masa de Paște dacă n-a dus salata de beof, sarmalele. Dacă, pe bune, acum serios așa este, da. <laughs> da Într-adevăr așa deci, e. Iar friptura cu salată, hai să fim serioși, că asta e cură de slăbire. Deci, da. deci, <laughs> nu, deci <laughs> deja, 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 sună exact cum ai spus, deja sunt uscat și de Te mai îngrași de la vin. Dacă hai, bei prea cu mult. Nu am ce să spun. Mie e mi se pare vine. că... Vinul este în primul rând o experiență culturală, mai ales și că ne definește ca europeni și ca partea asta a lumii în sudul Europei și până încolo, poate puțin până spre Orientul Mijlociu, vinul, cum spun, ne definește civilizațional. Iar varietatea de soiuri de gusturi, de personalități ale vinului este fascinantă, fascinant. Și cred că viața devine mai frumoasă cum un de vin. Ideea este, desigur, să nu exagerăm, să, cum se spune, nu, să consumăm cu moderație. Dar am să-ți confirm lucrul ăsta, eu am fost șocată. Cred că era anul 2019, că era înainte de pandemie, eu am fost în Franța, mă tot duc anual așa să mai am noutăți de la ei apropo de mâncare și psihonutriție, pentru că e chiar pun mâncarea în contextul ăsta Ce înseamnă social. psihonutriție? Psihonutriția ca definiție simplistă este răspunsul la întrebarea de ce mănânc. Aha. Aha. Toată ba. lumea vrea să știe ce să mănânce. Deci nu doar să fiu sătul, ci să mă simt și bine. de ce mănânc, da. da. Sau o experiență, o conversație. Asta sunt mm. variantele tale, dar de obicei oamenii își dau seama că mănâncă din plictiseală, din tristețe, dintr-un gol oh. care nici ei nu știu, dintr-o frustrare, dintr-o nemulțumire și atunci mâncarea vine să panseze, să compenseze, să. Te-ai gândit apropo de psihonutriție, cum uh, asiaticii mănâncă, de obicei, împart? Absolut. Adică pentru ei mâncarea este o experiență comună a familiei nu sau a Și Nu comună pentru că probabil n-au avut sau aveau foarte puțină mâncare și doar stând împreună la masă da. și luând puțin. În timp ce noi suntem fiecare a... cu farfuria noastră și avem și, ea da. nu lua de la mine, da, da, e da. din potrivă, hai să luăm împreună din uh, oala comună. Și, și americanii spun sharing is caring. Sharing is caring da. Dar asiaticii mm. au făcut-o înainte să o definească. Da. Și, întorcându-mă la francezii noștri, țin minte că atunci a fost tema seminarului: a fost dependența și adicțiile, nu doar alimentare. Și am asistat cu surpriză, bine, având în vedere că e vorba de Franța, nu trebuia să fie o surpriză. Ei au recunoscut că paharul de vin. Ca și efect anxiolitic, ca și efect de bună dispoziție, de neutralizare a tuturor iată, energiilor negative, este mult mai eficient și mai bun pentru organism decât mâncarea. Uh -huh. Adică în 80 de calorii cât un nou da. într-un pahar de vin, e mai bine să apelezi la un pahar de vin. Și să te bine dispui și să te liniștești decât să încerci să rezolvi prin mâncare acea situație mai puțin veselă, pentru că vor fi mult mai multe calorii, iar efectul mâncării nu este la fel de eficient. Eu am rămas surprinsă pentru că era un seminar medical și ei făceau într-un fel așa apologia alcoolului. A a paharului, dar este a, paharului a paharului cu de vin. Aici e problema vin. de moderație da. nouă ne lipsește, Absolut. ca și români. Nu e știu dacă chiar... ne lipsește ca moderație. No? Sigur, sunt convins că sunt excese, dar se consumă mult alcool în România. Nu, ne place mult. Și la mâncare. și la... Noi totul facem cu mult. Da, e, da bun. E, știi ce? Până la urmă, vinul... Mie mi-a recomandat un cardiolog. Ah, adică cardiologul meu a spus e un cardiolog un, Da, un pahar de vin, nu mai mult <laughs> da? Da? este ok, are resveratrol este în regulă și să știi că resveratrolul nu îl putem lua din suplimente. au încercat au încercat cei din industria farma, mm -hmm. da, și au, au ajuns la concluzia că că cel mai simplu este să -l luăm din paharul de vin așa cum l-a făcut natura, pentru că și aici este un mister, da? Mm -hmm. Nu știm de ce așa se absorbe și este bioeficient. Dacă încercăm să-l scoatem din mediul lui alcoolic, să-l punem în orice altă bază, nu funcționează. Deci dacă vedem creme cu resveratrol... Nu! Nu funcționează, nu. dragii mei, degeaba e răzbirat acolo, noi nu putem folosi, tot paharul de vin rămâne sfânt și, da, merge bine mâncarea cu moderație și vinul cu moderație. Ele se potențează într-un fel, să zic așa, natural. Altfel, orice lucru am încercat să-l facem la extremă, da? să spunem, nu consumăm, iată, alcool, ci ne, ne bazăm doar pe mâncare, automat va fi nevoie de o cantitate mai mare. Deci, asta ar trebui să să încercăm să facem și noi, ca și uh, români iubitori de mâncare, să nu mai punem atât de mult preț pe cantitate, ci uh -huh. să recunoaștem Absolut. că. Acești receptori pe care îi avem se obișnuiesc repede, așa cum te dai cu parfum și după câteva secunde crezi că nu mai miroși, de fapt s-au obișnuit receptorii, așa și la capitolul gustativ, în momentul în care variez felurile de mâncare și mănânci puțin din toate, te bucuri, experiența gustativă, culinară este, este categoric la altă dimensiune, decât să mănânci toată oala cu sarmale. Uh -huh. Deci după primele 3-4 sarmale, n-ai cum să o mai apreciezi, uh -huh. pentru că receptorii s-au obișnuit. Așa că la masa de Paște eu aș invita pe toată lumea să fie belșug, bogăție, diversitate, iar noi dacă gustăm din toate uh -huh. și avem și pe cei din, și pe ceilalți în jur, ne săturăm mai repede. Uh -huh. Deci paștele poate să fie fără indigestie și fără kilograme în plus dacă o facem așa pe energie pozitivă și pe multe, nu mult. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în seara asta și mă bucur că am găsit împreună rețete savuroase și delicioase din ingrediente care păreau a fi, eu știu, incompatibile. Facem schimb. Așa. Eu aduc pască, tu aduci drobă. Ok. <laughs> Hai! Și, 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 reușim să ne împrietenim da. și, să, și să, ne, și să ne, bucurăm. Gastronomic. Suplimentar. Buna idee, îmi place. Mulțumesc foarte mult, Mihaela, și vă mulțumim că ne-ați ascultat și în seara asta. Și eu vă mulțumesc și sărbător cu bine sărbători să sărbători Și cu mult bun. La revedere! Frecvența gustului la Europa FM.